Mă numesc Paul Fulea, sunt administratorul viticola Esaco Gealac și vinificatorul, managerul de vânzări, viticultorul. Dragostea pentru viticultură are o istorie mai bogată. A început la vârsta de 3 ani. Am venit și am stat cu părinții mei la Mihai Viteazu, ambii fiind ingineri de fermă, ferma 2 și ferma 3 din Mihai Viteazu, fiecare cu peste 200 de hectare de viță de vie în grijă. Copilăria mi-am făcut acolo, în plantație de vie. Alergam după taică-miu prin vie, chit că era ploaie, chit că era vânt, chit că era frig, eram acolo după el. Eu mic, el cu pasul mare și tot timpul făceam sport, da, din punctul ăsta de vedere. L-a tăiat, l-a dirijat, l-a desfrunzit, l-a recoltat peste tot. Peste tot. Am preluat o afacere care însemna, în acel moment, în momentul preluării, unul dintre cei mai buni furnizori de Merlot din țară. Practic, business-ul nostru era 100 de hectare de Merlot și 40 de hectare de struguri de masă. Cele 100 de hectare de merlot și cele 40 de hectare de struguri de masă erau plantate în 75, 76, 77. De suprafață vie bătrână. Am ales să înființez o cramă mică. Am făcut prima dată 25.000 de litri de vin. Și acum suntem la nivelul la care lucrăm sau procesăm aproximativ 50.000 de litri de vin. Sperăm asta să depășesc bariera, să fac mai mult. Există soiul de care te îndrăgostești din imediat. Da? Și îți vine să le alinți, să le ciufulești, mai ales feteasca neagră care are o creștere așa. Un păr negru, ondulat, al persoanei iubite și când se trezește, tot așa șifonat. Cabernet e cel care treci pe lângă el și e ca un prieten vechi, Cabernet. Dar nu vorbești cu el 10 ani, dar când te întâlnești cu el, e ca și cum te-ai fi despărțit acum o zi. Riesling este cearta mea cu el, el cu mine. Face figuri multe, mai ales la coacere. Vrea să ia mucegai, să nu ia mucegai, să te uiți, hai mă, ia zahăr, nu iau zahăr, dar nu vrea să iau zahăr. Și tot timpul mă cer cu el. Deci cu Riesling mă cer de fiecare dată când intru plantație, mă cer până îl vinific. Teroarul meu de aici este unic. Așa e și teroarul celor de la Babadac, așa e și teroarul celor de la Măcina, așa e și teroarul celor de la Mărfatlar. Asta e diversitatea, asta e unicitate. Dar nu se replică. Da? Sunt aproape de mare. Marea este la 10 km. Mai mult de atât, la 5 km este lacul Sărat Muntaș. Deci influența aerului sărat este foarte importantă. Pe noi ne-a afectat, din punct de vedere struguri, mult mai mult secetă decât pandemia. În timp pandemia am muncit în continuare, dar la secetă nu avem cum să o evităm. Am încercat să ne reinventăm. Avem o creștere de 200% a vânzării online față de anul trecut. Toată generată în mare parte în pandemie, dar partea bună este că s-a păstrat trendul după aceea de mai multe comenzi de primite pe online, pe magazinul nostru virtual.
S-a lucrat cu mult mai multă grijă, cu oameni selecționați cu atenție, verificați să nu aibă nicio problemă, am redus pe cât posibil numărul de oameni folosiți. Aș considera mai mult eroi toți cei care sunt în spatele meu. Nu sunt singur, eu sunt doar o imagine. Dacă ar fi să vorbim de eroi, e ca într-o bătălie, știi? Erou e generalul care a câștigat. Dar generalul nu câștigă singur niciodată. Eroi sunt Costel, Gigi, șefii mei de fermă, Marius, șeful meu de aici, care mă ajută în cramă. Eroi sunt Sorin, Ilie, Polonic, adică Vasile și Emil. Toți oamenii care au stat zi de zi și au muncit. Agricultura nu e ușoară. Agricultura e o meserie grea. Nu te desparți din te fapt niciodată de ea. Dar n-ai cum. N-ai cum. Îi spun și lui fiul meu, cel mare. Îi spun, băi, n-am plantat pentru mine. Da? Via o folosești 25-40 de ani, dacă ai grijă de ea. Dacă ai și înțelegerea acasă și familia, și numai familia mea, mă refer în general a oamenilor care lucrează în acest domeniu, înțeleg cât de legat devii cu lanțuri de pământul pe care lucrezi, da? Atunci satisfacțiile pot fi enorme. Partenerii adevărați se văd în situațiile de criză, nu în situațiile în care toată lumea merge bine. Te duci cu aia care eu zic că o scoate până la capăt, cumva. Din mijlocul plantației se vede marea, da, se vede cetatea Histria. Mai mult sau mai puțin aparțin de cetate și automat a venit denumirea de cramă Histria. Automat a venit și sigla cramei, care este prima monedă bătută în cetatea Histria și prima monedă bătută pe teritoriul actual al României. Tecmi avea o vorbă. Până nu faci ceva cu mâna ta, nu o să simți împlinirea adevărată. Avea dreptate. În momentul în care faci ceva cu mâna ta și acel ceva ți-a ieșit bine, nu neapărat cel mai bine de moarte, nu, dar ți-a ieșit bine. Împlinirea este cu totul alta. De fapt, pentru asta muncim, nu? Să ai sentimentul acela că ai reușit ceva. Și mi-a spus, bă, te știu, tu faci vinurile alea. Da, eu fac vinurile alea, nu sunt cele mai bune. Dar sunt vinuri care duc mai departe ceva. Zona, numele, plantația, istoria Dobrogei, tot. Simt că mi-am făcut treaba, în primul.